Sobie to na siebie ściśle kilogramy. Debutuje Silvio Nescu. O profesjonalny kickboxing, nu voi uita cu siguranță această gală. Coloseum numărul 14. Oponentul său are un palmares destul de important pentru profesioniști, are 18 partide Adi Baciu, 14 victorii, 4 înfrângeri, 2 victorii obținute prin knockout de către Adrian Baciu. Probabil este o rivalitate între aceste două cluburi din Găiești, Respect Gym al lui Dan Mocanu și Viper Sport, care propune pe acest tânăr Silvio Nescu, la 18 ani a debut, încurajat de antrenorii săi. Tot 3 reprize, câte 3 minute partia dintre Ionescu și Baciu. Baciu, mănuși roșii. O mică problemă, da, în colțul roșu, acolo unde ringul este destul de ud. Se aruncă foarte ușor și se mai șterge și partea aia a ringului. Avertizații luptătorii pentru legurile cele mai importante, să nu lovească cu cotul, să nu lovească după ceafă, o sigură lovitură din clinci, să nu tragă capul adversarului spre genunchi. Oh. Început tare, Silvio Nescu se surprinde pe Baciu. Un low kick foarte tare să bată dâmbovițenii. Ușor surprins Adi Baciu de debutul tânărului Silvio Nescu. Ușor de stânga s-a dus pe corzi, apoi Baciu ține distanța, Silvio Nescu îi spune antrenorul său. Pas în spate, îi cere Mocanul lui Adi Baciu, croșeu de stânga, low kick pentru Silvio Nescu, Nico în croșeu și pas în spate Baciu. Braț picior, îi cere Mocanul. Combinație bună pentru puștul Silvio Nescu. Luptător cu gardă inversă Adi Baciu, arată arbitrul că s-a inecă rău în acea parte a ringului. Oh, căzut pe lovitură, middle kick, Baciu a lovit la ficat, îi cere Mocanu să ducă mai repede directă de stânga, croșeu de stânga, o percutat. Probleme pentru tânărul Silviu Ionescu, dar duce aceste lovituri pe picioare. Oh, iarăși a înnăcat, să nu devină patinoar acolo, centrul ringului. Lovește și la corp Baciu. Combinații braț-picior pentru Ionescu, care încă nu s-a lăsat impresionat de partitura adversarului. Și de stânga, încearcă să lovească și la corp, low kick direct de stânga Ionescu. Fix ca la sală lovește tânărul Silvio Ionescu, ca la manual. Totul e să-l țină benzina. Încă 70 de secunde, lângă aia ușor pe Baciu. Low kick pe exterior, high kick, îi se cere lui Ionescu, lovitură la cap. Pasă în spate, își face distanța, se lasă pe lovitură, directă de dreaptă, high kick. Adi Baciu surprins, aoleu, alunecat aici, da, în colțul roșu, mă spuneam. În cauza apei, alunecat pe Ionescu, bine cum s-a lovit, croșeu de stânga, middle kick eficat. Combinația 3-4 cere antrenorii lui Silvio Ionescu, în dreapta imagine. 30 de secunde.
șut de dreapta, nu mai poate să țină garda, iarăși aleca Silviu Nescu. Dar nu de la lovitură, da, se șterge ringul. A fost multă apă în acea parte a ringului, a prima partidă după knockout-ul încasat de Ionuț Popa. Bine venit acest time-out, în special pentru Adi Baciu, care dă senzația că are probleme cu Silviu Nescu. Cât de bine a început Silviu Nescu această partidă la numai 18 ani. Ușor de stânga, n-a venit și dreapta. Încearcă aceeași combinație, stânga-dreapta, încă o stângă. Lovitură cu genunchiul din clinci. Nu ține bine distanța Baciu. Ușor de stânga, low kick pe exterior, lovitură moi din partea Ionescu de această dată. Stă pe final, oh! Pe final de rundă și lovitură din inerție pe gong din partea Silviu Ionescu. Aplaudașii doi au făcut spectacol încă de la începutul partidei, în special puștul Silviu Ionescu. Foarte multe momente bune au avut primele 3 minute ale întâlnirii. Bine a schivat aici Ionescu și apoi a încercat să lovească multe croșee și a atins sinta din partea sa. A dus peste Baciu, care a stat împachetat pe corzi. Să vedem dacă va avea în continuare aceeași vivacitate, aceeași prospețime Silviu Ionescu, tânărul de 18 ani care își face debutul la profesioniști și l-a surprins pe Adi Baciu în primele 3 minute. Nerăbdător Baciu la centrul ringului. Da, s-a dezmeticit Adi Baciu, l-a vrut să arate arbitrului că e o problemă. Silviu s-a dus peste el. Va urma cu siguranță o bătaie ca în film între cei doi. Începe și Baciu să dă drumul la brațe și Baciu. Lovitură sub centură, acuză Adrian Baciu acest început spectaculos de rundă secundă. Arbitru se sară ușor pe genunchi ca să mai atenueze din durere. Încurajat Adi Baciu de Dan Mocan, antrenorul său. Hai, iarăși picat, o să pice din el, hai, iarăși! Hai! Auziți noastră încurajări antrenorilor, în special Dan Mocan, spune lui Baciu să lovească la ficat. Au! A încercat o directă de stânga Baciu. A micșorat bine distanța Silviu, oh, low, și acum i-a dat un genunchi în plin. S-a cam văzut această lovitură după stop, are dreptate și Mocanu. A vrut să dea în burtă, adevărat, Silviu Ionescu, dar n-a apreciat bine distanța. După stop, când intervine arbitru, va fi lovitura. În unghiul ăsta nu s-a văzut. Oh. Două croșee, trei, lovitură înaltă spectaculoasă, Ionescu iară se ridică pe croșee. Să vedem replica lui Baciu. Middle kick. Foarte bine pe replică Silviu Ionescu, low kick pe exterior, articulația genunchiului. Uppercut de dreapta și clinch pentru prima oară în această rundă, din care au trecut 90 de secunde. Foarte bună și această partidă între cei doi. Spun arbitru, spun antrenorii numerele schemelor celor doi. Întâmpina cu directă de stânga Baciu pe acel middle kick. Iarăși coșeu de stânga, middle kick, probleme pentru Baciu la piciorul stâng. S-a dus peste el Silviu Ionescu, mișoază distanța, nu mai poate să o lovească cu genunchiul. Bravo! 1 minute, 1 minute, 1! 3!
pare obosit și Silviu Ionescu la cât a dat din brațe și picioare până acum. Și mai are încă 3 minute de rezistat în fața lui Baciu. Oh, două croșe, stau cap în cap ca doi profesioniști. Middle kick a încercat pe ficat Baciu, s-a apărat până la urmă puștul Ionescu. 20 de secunde din repriza a doua. Oh, ce high kick a încercat Silviu. Middle kick pe exterior, încă o dată pe coapsa adversarului. Oh, l-o să duce în pumnul adversarului, Radi Baciu. Oh, oh, mi-a făcut capul la acel croșeu. Bine că vine pauza. Acum sunt 10 secunde. Au obosit ambii luptători care au dat din brațe cât au putut până acum. Multe momente bune și în repriza a doua între cei doi. Tot Silviu Ionescu cu mâini și albastre a fost pion întâi. A mai ripostat adevărat și Hadi Baciu. Se surprinde meciul foarte bun la debut pentru Silviu Ionescu, al mai 18 ani. Trebuie să arate mult mai mult Adi Baciu pentru a întoarce soarta acestei partide. A doua repriză echilibrată, prima cred că a fost pentru Silviu Ionescu. Cred că asta explică și Damocanu. Apă, a cerut apă Silviu. Epuizat după tot ce ne-a arătat în primele 6 minute, dar un luptător de mare perspectivă, Silviu Ionescu. Încuraja Baciu să arate mai mult în aceste ultime 3 minute pentru a câștiga meciul. 3 minute, Adriane! Hai! Hai, Adrian! Așa! Așa! Așa, băi, Adrița, băi, așa! A încercat lovitură din steritură Silviu, l-a contrat Baciu, care... Oh, ce și-a încasat stânga-dreapta aici. S-a uitat arbitru, a crezut că a fost lovit cu capul, dar totul a fost stânga-dreapta. Auziți indicația lui Dan Bucanu. Du-te la bătaie. E de la ficada cu middle kick. Oh, oh, iese bine din împachetare Baciu cu acea stângă, da, îi sângerează capul lui Adi Baciu, a simțit că a fost găriat cu mănușa pe creștet. I-a oprit sângerarea Dana Mocanu. Să vedem dacă îi se va agrava acea accidentare lui Adi Baciu. Dacă va căuta acest lucru Silviu Ionescu, e destul de greu să mergească acolo pe cap. Da, da, l-a prins pe corzi Adi Baciu, dar iarăși un middle kick, s-a apărat bine Silviu Ionescu. Oh, coșul de stânga. Lovește și pleacă Silviu Ionescu, nu mai stă la bătaie. Ușează distanța Adi Baciu. Stânga-dreapta și din nou pleacă, de la cu fapte Silviu Ionescu. Se lasă pe el acolo Baciu, își trage și el sufletul. Încă 90 de secunde. Ușeu de stânga.
aruncatul lovitor din săritură Adibaciu, ultimul minut. Da, nu mai poate nici Adibaciu. S-a lăsat din nou pe adversar. Ultimele resurse de energie, m-au de rezistat 50 de secunde cei doi. O ultimă combinație din partea unei dintre cei doi poate să le aducă victoria acum în final. 30 de secunde. A schivat bine Silviu Ionescu pe croșor de stânga a lui Adibaciu. Vește din distanța foarte scurtă Silviu, croșor de dreapta, lovit și la corpul stânga. Și din distanță scurtă l-a agățat Adibaciu croșeul pe dreapta și final de partidă între doi dâmbovițeni, ambii din Găiești, dar de la cluburi diferite, aplaudați de moldovenii din Fălticeni pentru că au făcut spectacol încă de la începutul întâlnirii. Partidă spectaculoasă, iată, Adibaciu arată că mai poate, a băgat ceva flotări. Au fost momente bune și în runda a treia, chiar dacă nu au fost foarte clare. Iată aici, când a dat stânga, dreapta, Simonescu și l-a zgâriat la cap cu mânușa pe Baciu. Și a fost oprit meciul pentru câteva zeci de secunde. Noi decizia celor trei arbitri judecători. Primul arbitru pentru Ionescu. Al doilea pentru Baciu. Decizia la limită. Da. În colțul roșu. A câștigat Adrian Baciu, n-a mai avut energie, din păcate, puștul Silviu Ionescu.